Toată lumea știe că la UMF concurența este mare. Aspiranții învață cu ani buni înainte la biologie și chimie. Și studenții străini dau examen, iar din cei 3400, 1200 sunt din Franța, semn al recunoașterii europene de care se bucură instituția din Cluj. 95% dintre studenți stau în cămine, majoritatea fiind renovate deja, condițiile fiind foarte bune, iar de 2 ani meniul pentru un student costă 7 lei. Anca Buzoianu apreciază noile generații, despre care spune că sunt pragmatici și știu foarte bine ce își doresc. De altfel, spune că toți angajații UMF se implică pentru a le oferi condițiile necesare de trai, dar mai ales de validare profesională și construirea unei cariere în medicină, indiferent de secția aleasă pentru studiu. De peste 100 de ani, învățământul medical de la Cluj atrage tineri extrem de bine pregătiți. Diplomele absolvenților de la Cluj sunt recunoscute automat în comunitatea europeană, iar în țările non-UE, cei care vor să profeseze au de dat unul sau două examene, inclusiv în Statele Unite, unde există deja o comunitate numeroasă de medici din România. Am venit mai degrabă, să spunem, cu noi programe de studii, cu noi programe de master. Am venit cu câteva programe pe care le-am elaborat în acest an. Ca și programe specializări, nu am crescut oferta educațională. Mergem pe cele care au cerere mare și printre acestea, bineînțeles, se remarcă medicina, care în acest moment este cea mai dorită. Medicina generală. Medicina generală și medicina dentară. Nu atât de dorită ca în trecut, dar încă se menține la cote, la cerere înaltă. O profesie pe care o valorizăm foarte mult, pe care eu o văd de viitor și care este nu numai foarte frumoasă și plină de sens, dar foarte cerută pe piața muncii, este cea de asistentă medicală. Asistentele medicale acum lipsesc mai mult decât medicii, să știți, în toate sistemele de sănătate din lume, nu doar în țara noastră. Și atunci, asistența medicală care este de 4 ani, care nu necesită după aceea un examen de specializare cum necesită medicina sau medicina dentară, cred că poate fi un pol foarte atractiv pentru tinerii noștri. Și au fost cereri? Sunt tineri interesați de asistența medicală? Sunt interesați. Tocmai pentru că am văzut că există cerere și că venind în întâmpinarea tinerilor care își doresc să facă asistență medicală, am deschis și extensia pe care o avem la Baia Mare pentru a face școala acasă, pentru a reduce costurile pentru familii, pentru ca tinerii aceia să se insere după aceea pe piața muncii din zonă. Și până acum, e al doilea an în care începem la Baia Mare, este un succes. Au fost doi pe un loc la deci cu admitere. Și câte locuri aveți la Baia Mare? 60, dintre care 30 sunt bugetate. Este foarte o bugetare foarte bună. Deci încercăm să ajutăm și în același timp să ajutăm și economia locală, să ajutăm cu formare de specialiști la locul fapte, cum ar veni, și cu inserție pe piața muncii din zonă, unde este de asemenea o cerere foarte mare. Deci asistența medicală o văd ca fiind o profesie cerută de viitor, cu venituri bune și care, în plus față de... Deci, faptul că te inseri pe piața muncii e extraordinar. Că ai venituri, cum au și medicii și asistentele și profesioniștii din sănătate, venituri bune, nu putem spune că nu sunt bune, este de asemenea extraordinar. Dar mie mi se pare că e extraordinar și că sunt profesii pline de sens. Adică schimb ceva dacă îți faci meseria ca lumea. Deci asta e ceva ce pe mine, de exemplu, mă umple de mândrie și pe cei care practică o profesie pentru care au vocație, să faci ceva care contează și schimbă lumea mai bine, cred că îți dă o mulțumire în parte. Există de asemenea de perioadă, cred că de cel puțin 10 ani, o specializare în nutriție. Nutriție și dietetică, deci, da. Dietetică, există concurență, există studenți interesați de acea secție? Interesul la nutriție și dietetică a fost destul de mare la început. În ultimii ani am observat că mulți tineri preferă să se îndrepte spre alte ramuri medicale
Și la nutriție în acest an nu am avut aceeași concurență ca în anii trecuți. Sperăm să se revigoreze programul, pentru că și asta este o meserie de viitor. O poți practica în sistemul de stat sau în sistemul privat. Este aducătoare de asemenea de satisfacții profesionale și foarte importantă pentru echipa interdisciplinară medicală. Astăzi nu mai poți să faci medicină de un singur. Deci modelul acela patriarhal în care era medicul care spunea într-un fel și toată lumea asculta, este depășit. Actul medical e un act de echipă pluridisciplinară. Ei, în această echipă, pe lângă medici, pe lângă asistenți medicali, terapeuții, fizioterapeuții, psihologi și așa mai departe, farmaciști, evident, nutriționistul are un loc aparte, pentru că majoritatea patologiilor trebuiesc ajutate de un regim de viață corespunzător. Și asta cel mai bine înveți nu de pe internet, nu de la guru digital, ci de la școală. Și cred că o să revină interesul pentru nutriție, sper. Noi am înființat o nouă facultate, începând cu această toamnă. Este, de fapt, noutatea pe care o avem. Și la această nouă facultate am grupat toate specializările de 3 și 4 ani, între care și nutriția, și sperăm să fie o revigorare a acestui program. Sunteți renumiți, sau cel puțin așa se vede din exterior, dumneavoastră o să ne confirmați, pentru școala în limba franceză. Deci este pe toată zona, da? Este o școală de limba franceză extrem de dorită, pare. Și în acest an ați avut candidați mulți și toate locurile scoase au fost ocupate? Da, bineînțeles că au fost ocupate și este o întreagă poveste de viață cu dezvoltarea învățământului în limba franceză. Totul a început cu viziunea predecesorilor mei, care în 1997 au înființat prima secție cu predare limba engleză din România. După care, după 3 ani, în anul 2000, au înființat prima secție în limba franceză din sud-estul Europei, nu numai din România. A fost o viziune, să știți, deci o viziune de dezvoltare extraordinară a universității. Totuși, acum 20 ceva de ani, să te gândești cum vor evolua lucrurile și că va fi o oportunitate pentru universitate, dovedește multă strategie. După înființare, la început, studenții au fost destul de puțini. Am început, cred că, cu 15 la engleză, 10-15 la franceză. Proveneau, în primul rând, din zona Maghrebului. Iar după, an de an, au crescut. Iar după integrarea noastră în Uniunea Europeană, lucrurile au devenit cu totul diferite. Deci am început să avem candidați foarte mult din Uniunea Europeană. Eu, când am candidat prima dată ca decan, în 2008, am fost prima femeie decană a Facultății de Medicină în 142 de ani de existență. A fost o provocare. Iar și este în continuare o provocare, suntem convins. Toată ziua cred că aveți de lucru. Deci 2007. 2007, atunci s-au schimbat lucrurile. Eu am ajuns decan în 2008, iar viziunea pe care am propus-o pentru facultate și pe care mi-o mențin și pentru universitate, evident dezvoltând-o, a fost creșterea internaționalizării. Deci, pornind de la cei 15 studenți și care au crescut treptat, dar n-au crescut de la sine, adică a fost nevoie de un efort extraordinar din partea întregii comunități, de viziune, de strategie, de ce să vină la noi și să nu meargă în altă parte, astfel încât astăzi avem vreo 3400 de studenți internaționali, dintre care peste 1000-1200 sunt din Franța, iar concurența a crescut exponențial, aș putea să spun, așa încât în această vară am avut, de exemplu, la medicină dentară în limba franceză, peste 15 pe loc. Deci ca în vremurile bune la facultatea de medicină, când erau 10-15 pe loc în urmă cu 30 de ani sau așa ceva. Deci așa o concurență nu am mai avut, de aia v-a spus că este îmbucurător pentru noi și concurența asta nu vine din neant, vine din eforturile pe care echipa noastră le-a depus, chiar
cu ostilitate fiind primiți de o parte din autoritățile franceze. Știți că au existat numeroase probleme cu școlarizarea studenților francezi, dar iată că după atâta muncă, lucrurile s-au schimbat și nu numai că am avut concurență, dar recent, săptămâna aceasta, am fost contactată de unul dintre foștii ambasadori ai Franței în România, domnul François Sempor, care a luptat alături de noi și ne-a sprijinit foarte mult pentru ca noi să putem școlariza în aceleași condiții ca și în statul francez studenții la medicină. Am fost de două ori în Franța împreună și am discutat cu autoritățile și dânsul, domnia sa, mi-a trimis un mesaj foarte îmbucurător. Mi-a spus că pe Antenne 2, unul din posturile lor foarte urmărite de televiziune, a apărut un al doilea reportaj despre universitatea noastră, care a fost extrem de laudativ și folosea cuvinte ca excepțional și excelent și spunea Madame la rectrice, ce visul s-a îndeplinit, veți avea și mai mulți candidați în vară pentru că este recunoscută munca colegilor de la UMF Cluj și mai ales calitatea medicilor pe care îi formează. Dacă să se ajungă aici, într-adevăr, a fost greu și nu numai din punct de vedere al efortului cadrelor didactice, pentru că asta ne mână înainte în luptă, să zicem așa, dar și toate conotațiile politice, toate diplomatice care au trebuit depășite, astfel încât studenții noștri să aibă aceleași drepturi ca și studenții care termină. Din Europa vin foarte mulți tineri din Franța, din Belgia aveți? Din Belgia, din Elveția. Din Elveția suntem foarte mândri că Elveția a crescut constant și anul acesta chiar am discutat cu excelența sa, domnul ambasador, care spunea că a fost concurență mult mai mare decât se aștepta și au fost doi pe loc elvețienii. Deci din 100 de candidaturi au fost acceptați doar 50, ceea ce denotă calitatea celor care vin și aplică. Și faptul că v-ați făcut cunoscut și din țările arabe sau ce țări putem da ca exemplu? Din țările din Orientul Mijlociu avem studenți mulți din Israel. Este un avantaj al UMF Cluj, care are singura facultate de medicină recunoscută în Israel pe termen limitat. Noi am fost evaluați în urmă cu câțiva ani de ministrul sănătății din Israel, personal a venit cu o echipă și ne-a evaluat timp de o săptămână foarte atent și foarte competent și am primit această recunoaștere pe termen limitat, cu niște recomandări, evident, și aprecierea care este trecută pe site-ul lor, pe site-ul Ministerului, în limba ebraică, dar în care spune Cluj-Napoca are cea mai bună facultate de medicină din țară. Deci avem mulți studenți din Israel, avem și din Tunisia, din Algeria, din Maroc, deci în mod tradițional noi avem studenți din acea zonă, însă aproape 60-70% sunt din comunitatea europeană. O știre, vreau să trecem acum puțin la recunoașterea diplomelor, la acest subiect care este foarte important pentru atât pentru studenți cât și pentru părinților și toată lumea așteaptă să avem medici buni în viitor. O știre a trecut cumva neobservată în primăvară. Ați fost în America și ați obținut acolo o recunoaștere. Despre ce recunoaștere ar fi vorba? Că până acum diplomele din România, sau cel puțin noi așa știam, nu erau recunoscute peste ocean. Sau unde sunt recunoscute? Sau ce vrem dori să începem? Să vă spunem, deci sunt recunoscute fără niciun fel de examen, deci automat, conform legilor europene, în toată Europa. În țările non-UE, pentru recunoaștere sunt necesare, în funcție de țară, anumite examene sau formalități. În Statele Unite, toți absolvenții care sunt în afara Statelor Unite trebuie să dea așa numitele examene de step-uri. Sunt două step-uri, unul din cei primii trei ani din preclinic și celălalt din clinic și oricine care nu termină în Statele Unite trebuie să le dea. Deci nu se pune problema să fie recunoscut automat diploma încă în Statele Unite. Doar să
ai voie să aplici pentru STEP-uri de la, de la universitatea respectivă și noi avem această... Deci așa au fost discuțiile cumva de inițiere, de primire a candidaților sau a celor care se mută acolo și... Da, pentru că în, și în Statele Unite să știți că există o comunitate importantă de, de medici români și dacă mai de mult, să zicem, acum 10 ani mergeai și spuneai că ești din România și toată lumea te întreba de Hagi sau mai știu, de Nadia Comăneci, erau cei mai importanți ambasadorii țării noastre. Astăzi, invariabil, în vizita din Statele Unite, toți spuneau, am un colegă sau un coleg la spital din România, e foarte bun. Deci medicii noștri, comunitatea medicală din Statele Unite, odată că e foarte numeroasă, și în al doilea rând, sunt foarte bine pregătiți profesional și bine inserați în serviciile unde lucrează. Deci iată că ne fac o reclamă a școlilor, nu neapărat a școlii din Cluj, ci a școlii medicale românești foarte bună. Și am fost deosebit de mândră pe, pentru acest lucru. Am avut întâlniri cu reprezentanții ai diasporei din comunitățile românești din, din Statele Unite, pentru că noi încercăm să aducem și de acolo candidați pentru locurile destinate statelor non-UE. Și să știți că avem, deci crește constant Statele Unite și Canada, numărul candidaților de acolo crește. Deci suntem foarte optimiști. De asemenea, și în Israel, vă spuneam că sunt recunoscute diplomele de Cluj. Sunt recunoscute în sensul că sunt admiși la examenul pe care și aceștia îl dau pentru a li se recunoaște. Deci există niște formalități pentru toate țările non-europene. Recunoașterea automată doar în Europa, în comunitatea europeană. Ați simțit cumva că acest război care are loc în Israel a afectat numărul de studenți, pe de o parte? Sau ați simțit ceva legat de războiul de la graniță? V-ați implicat în vreun fel ca instituție? Pentru că știm că studenții s-au implicat în acțiuni, mă rog, pe sociale, de depistare precoce a diabetului, a hipertensiunii arteriale, au mers studenții de la OMF pe sate. Acestea sunt deja informații pe care noi le deținem, dar legat de aceste zone de conflict până acum, ați avut ceva? Da, ca toată lumea. Acum, știți, am spus că am fost prima femeie decană, sunt și prima femeie rectoră a unei universități medicale și, de fapt, în România sunt prin 80 și ceva de universități, 3 femei rectori. Și eu sunt singura care sunt într-o universitate medicală așa de mare. Dar mandatul meu, pe lângă faptul că e foarte onorant și mândră de lucrul acesta, a fost plin de provocări. Deci am preluat mandatul în 2020, în ianuarie, și în martie a început pandemia. Trecerea prin pandemie a fost extraordinar de grea pentru noi. Învățământul medical are un specific foarte aparte. Poate fi predat la distanță. Să-l faci la distanță a fost pur și simplu aproape de imposibil. Am trecut peste asta și am început războiul. Războiul din Ucraina, așa cum uitați-vă, cel din Israel. Ei, războiul din Ucraina, să știți că ne-a afectat foarte tare în ceea ce privește numărul candidaților internaționali. Pentru că părinții se temeau, nu aveau informații foarte multe despre Cluj, credeau că suntem undeva pe linia frontului sau foarte aproape de asta și a scăzut numărul candidaților internaționali dramatic, dramatic în primul an. A fost o luptă și aici m-au ajutat foarte mult colegii de la Departamentul de Studenți Internaționali, colegele care sunt foarte dedicate și au fost sute de telefoane, dacă nu mii de telefoane, convorbiri cu părinții, să încercăm pe fiecare să-l convingem că suntem o țară NATO, suntem chiar așa de aproape de Ucraina, sigur, suntem vecini, dar totuși. Cluj e un oraș foarte sigur, prietenos, civilizat. N-a fost ușor și oricum, în acel an am avut o concurență foarte mică, deci ne-am acoperit locurile, dar nu aș putea spune că am avut suficiente candidaturi ca să selectăm niște candidați atât de valoroși cum avem prezent. Da. Deci primul an de război a fost ceva. Apoi a început să crească din nou, oamenii s-au convins că nu-i războiul lângă noi și pot spune că anul ăsta am revenit la concurență mare, dar a apărut războiul din Israel și aici noi avem iarăși avem studenți destul de mulți din Israel, avem de ambele și izraelieni și studenți arabi. A trebuit să gestionăm extraordinar de atent
toată situația, să nu lăsăm politicul în universități, să nu lăsăm, să nu mutăm conflictele în căminele noastre, să nu existe niciun fel de instigare pe rețelele sociale, de exemplu. Uitați-vă, generațiile care trăiesc pe TikTok și pe Instagram, să nu lăsăm provocări astfel încât să trecem cu bine de situația extrem de tensionată. Gândiți-vă când s-au ocupat universitățile americane și manifestațiile politice au ieșit oarecum din sfera normalului. În mod surprinzător, războiul din Israel ne-a crescut numărul de candidați din Israel. Deci au crescut semnificativ față de anul trecut aplicațiile din Israel. Într-un fel ne bucură. Avem și o cerere foarte serioasă din partea primăriei unui oraș israelian care dorește să ne deschidem o extensie, o filială în Israel, având în vedere că suntem singuri recunoscuți din România, și oferta ar fi deosebit de tentantă în condiții de pace. Deocamdată am fost în principiu de acord, dar până când situația nu se descaladează în Israel, nu putem vorbi despre asta. Dar studenții israelieni sunt mai mulți. Cerere sunt mai multe. În condițiile unui presupus, dacă doriți, conflict al României, credeți că România are suficienți medici care să ne ajute? Dacă presupunem prin absurd, deci, și aici ne referim la medicina, în principiu cred că de urgență, și ce altfel de medicină, despre ce altfel de medicină ar mai putea fi vorba? Medicina de război. De război? Da. Acum mi-a spus o întrebare foarte grea. Adică nu neapărat grea, că știu răspunsul, dar nu e foarte politically corect să spun. În acest moment avem suficienți medici, dar acești medici trebuie pregătiți pentru situații de dezastru. Există medicină de dezastru, medicină de război, medicină de conflict. Vorbeam de Israel. În urmă cu câțiva ani, în primul meu mandat de decan, noi am avut un contract cu universitățile, cu două universități israeliene, prin care studenții noștri, în anul 6, erau lăsați să facă pregătirea în Israel, tocmai pentru că trebuiau pregătiți în medicină de război și medicină de dezastre. Aveau un centru de simulare a dezastrelor extraordinar, cel mai mare din lume, l-am vizitat. Erau pregătiți acolo, dădeau examenele la noi, tocmai pentru această pregătire. În țara noastră, pregătirea, pentru că a fost pace atâta vreme, nu este la nivelul cerut acum. Și împreună cu colegii de la Spitalul Militar, cu care avem o foarte bună colaborare, am început de 2 ani să ținem niște cursuri post-universitare pentru medicii specialiști, deja tocmai de medicină de război. Adică trebuie, mai ales pentru specialitățile chirurgicale, trebuie să știi să tratezi o plagă prin împușcare cu care nu vii în contact foarte frecvent sau cu cele produse prin explozii de mine și așa mai departe. Deci acest curs merge înainte, este un început. Avem de asemenea câteva planuri de colaborare pe care dorim să le dezvoltăm anul acesta, tocmai pentru medicii de medicină de familie, pentru marea majoritate a medicilor, de pregătiri specifice pentru dezastre și pentru război, și suntem în colaborare cu, v-am spus, cu Spitalul Militar. Unde se țin aceste cursuri? Noi o să le ținem în centrul nostru de simulare, avem un centru foarte performant de simulare și cred că sunt obligatorii și trebuie să ajungă la cât mai multe persoane din sistemul de sănătate, nu doar medici, și asistente, infirmiere. Deci trebuie pregătiți oarecum specific. Nu cred că putem să ne mai liniștim și să ne bizuim pe faptul că nu va fi război. Sperăm să nu fie, dar dacă se întâmplă ceva, nu e bine să fim nepregătiți. Deci cred că inițiativa asta este una bună și probabil o să se extindă la nivelul întregii țări. Noi, apropo de asta, în anul viitor o să și deschidem pentru prima dată în istoria universității noastre o secție de medicină militară. Începem cu câțiva studenți, cu o grupă, două, și după aceea dorim să dezvoltăm. Și care va ține și va dura 6 ani, deci exact, practic va fi o specializare la fel? La fel cum există la București și la Târgu Mureș, au aceeași pregătire, au ceva în plus de
genul pregătire fizică și așa mai departe, dar sunt pregătiți ca medici militari și când termină facultatea sunt deja suboficeri sau ofițeri. Și o să începeți cu mai puține locuri, iar dacă există cerere, trebuie dezvoltată secție. Și noi sperăm din suflet să dezvoltăm, deci să începem cu o grupă de medicină militară și doresc să discut cu domnul ministru să ne aprobe și o grupă de asistență medicală, că cererea, v-am spus, este la fel de mare și pentru asistență. Să sperăm că nu va fi nevoie, dar ar fi foarte bine și foarte binevenită această facultate, dacă doriți, pentru că niciodată nu se știe. Dar aș vrea un ultim subiect să vă propun, așa ușor mai delicat. Toată lumea spune sau există opinia publică, dacă doriți, și oameni foarte mulți care susțin că statul român cheltuie foarte mulți bani să facă să pentru un medic, pentru ca un tânăr să devină medic. Așa încât 30% dintre cei specializați, deja știți despre ce vreau să vă întreb, aleg să plece în altă parte. Există sau ar putea exista metode sau să luăm niște măsuri prin care cei care s-au școlarizat aici la noi să rămână la noi? Ar trebui să fie o politică de stat asta, să rămână la noi, pentru că investiția statului într-un medic, eu vă și pot spune, e aproape de la taxele care sunt astăzi, finanțările, alocația bugetară, în jur de 30.000 de euro, 25.000, 30.000 de euro. Nu. Pe toți cei șase ani. Deci nu-i puțin. Mi se pare sumă nici mică, dar nici foarte mare. Îmi imaginam că este mult mai mare. Sau cred că noi toți ne imaginam asta. Acum, comparativ cu, să zicem, universitățile americane, unde sunt costuri foarte mari, e o sumă mică. Comparativ cu universitățile franceze, unde totul e pe gratis, e o sumă mărișoară. Deci, depinde ce etalon îți propui. Dar pentru țara noastră, mie nu mi se pare o alocație mică. Deci tu investești în fiecare profesionist din sănătate, medic, stomatolog sau farmacist, o sumă considerabilă. Cei care aleg să plece imediat după terminarea studiilor și să-și dea rezidențiat în altă parte, practic a investit degeaba această sumă în formarea lor. Pe de altă parte, problema e complexă, că există această libertate profesională a dreptul de mobilitatea profesională a absolvenților noștri, care este peste tot în lume. Există însă și variante de rezolvare a situației și uitați-vă cum fac studenții. Am niște exemple de la francez. În Franța există anumite zone de deșertificare medicală, unde nu mai au medici, mai ales în zonele asta în foarte rurale, multe țări. Și atunci, ei oferă burse de școlarizare, plătesc studiile, după care, printr-un contract, persoanele care au beneficiat de bursa respectivă se obligă să stea 5 ani în zona unde au fost, de unde au primit bursă. O anumită perioadă de timp, după care sunt liberi de obligații. Deci, cred că s-ar putea gândi o soluție, dar această ar trebui gândit la nivel național, asta e o politică de stat. E foarte important să ne ținem medicii acasă, altfel e o irosire cumplită de resurse, fără să le limitezi dreptul la libera circulație, dar și ca statul să piardă atât de mult. Deci trebuie găsit un echilibru între aceste două aspecte. Pe de altă parte, și politicile statului în ceea ce privește inserția și ofertele pentru medici ar trebui schimbate, astfel încât să-și dorească să rămână. Astăzi, salariile nu mai sunt atât de mici. Salariile medicilor rezidenți și a celor care se formează sunt comparative cu cele din vestul Europei, să zicem. Trebuie să le ofer și altceva, trebuie să le ofer condiții, spitale, locuri de muncă, unde să te poți dezvolta profesional, să ai acces la echipamente performante, să poți să-ți faci meseria cum trebuie. Este o problemă foarte mare, greu de rezolvat și măsura aceasta cu compensarea, să zicem, a cheltuielilor statului, nu e o măsură politică. Adică ar aduce mult oprobiu celor care ar lua astfel de măsură atât de dură și cred că lucrurile trebuie gândite în așa fel încât să se vadă interesul național,
fără să limitezi drepturile fundamentale, dar să încerci să-i aduci înapoi sau să-i ții pe cei care termină. Nu e o problemă a României, să știți, e o problemă a sistemului. Tot globul suferă de migrația medicilor și asistentelor de la est la vest. Ai noștri pleacă în Germania, germanii pleacă în Elveția, elvețienii pleacă în America. Cam așa se întâmplă, pentru că până la urmă cele mai bune venituri le au cei care sunt mai către vest. Cei care sunt mai către vest, și este o problemă globală și care să știți că e acută. Pe de altă parte, în vest, să zicem, în America sau în Germania sau în Franța, nu mai vrea lumea să facă medicină. E și foarte scump, te costă foarte multă energie, sunt foarte mari primele de malpraxis, riscurile, așa încât există o cerere mai mare decât oferta de medici. Deci sistemele de sănătate au problema asta peste tot. Și unde există bani, poate că e prea greu. Iar specialitățile grele și cu risc, uitați-vă, la noi rămân neocupate locurile. Anul trecut au rămas 85 de locuri de chirurgie libere. Nu mai vorbesc de medicina de urgență sau de alte specialități, anestezia și terapia intensivă, adică specialitățile grele. Și asta e și în Statele Unite sau în Franța sau peste tot. Lumea preferă, medicii preferă să facă specialități mai simple, fără un consum emoțional așa de mare și fără riscuri. Deci, sunt probleme. Noi vă dorim, vă mulțumim tare mult și vă dorim să vă asumați riscuri pentru noi, pentru noi toți clujenii, pentru zona, de ce nu. Vă ținem pumnii în activitatea viitoare, chiar ce vă propuneți pe viitor. Oh. Ce aveți acum următoarele? Ce urmează? Acum este activitatea academică complicată până în decembrie. Deci, activitatea academică este, să zic așa, baza activității noastre și este o plăcere să o faci, să știți. Tot cei, sau majoritatea celor care lucrează în învățământ le place să predea, le place să formeze. Asta e cea mai plăcută parte a activității. Activitatea profesională e foarte grea, cea cu pacienții și cercetarea științifică. Acum, ce ne propunem noi? Deci lucrurile acestea, să zicem, sunt zilnice și merg înainte. Cercetarea, am depus un proiect de centru de excelență de 20 de milioane de euro. Dacă îl câștigăm, va fi un salt uriaș pentru cercetarea românească medicală. Pe domeniul acesta ne propunem să rămânem acolo unde suntem printre primii. Deci ați cerut și ați și primit 20 nu. De milioane? Doar ați cerut. Am cerut, evaluarea se face la nivel internațional, la nivelul Comisiei Europene și vom vedea undeva prin primăvară. Dar este o ambiție să dezvolți un astfel de centru pentru cercetare. Dar în același timp începem proiectele mari pentru universitate. Deci primul mandat a fost, să zicem, unul de antrenament. Am stabilit strategia și începem să ne dezvoltăm și pe partea de infrastructură. Noi am putea să avem mult mai mulți studenți la câtă cerere avem, dar avem limitarea spațiului, avem limitarea spitalelor Clujului, care sunt așa cum medii sunt. Medii pentru practică, exact. Pentru studenți. Și noi depindem de această infrastructură. Ei, dorim să o dezvoltăm și am pornit construcția unui centru mare de simulare, cercetare și chirurgie experimentală de 20.000 de metri pătrați. În campus este o mare provocare. Am intrat, așa cum v-am spus, cu un cămin câștigat pe PNRR în reparație capitală. Am intrat tot așa în refacere și reparație capitală cu cea mai veche clădire a Facultății de Medicină, cu Institutul de Anatomie, iarăși un proiect de 11 milioane de euro. Deci toate acestea au început. Pe lângă asta, suntem în fază finală să preluăm spitalul CFR și dacă putem face asta, vom construi un spital, o secție nouă universitară chirurgicală la standarde adecvate. Vrem să facem o grădiniță pentru copiii studenților și a cadrelor didactice, o nouă cantină și cred că toate astea ne dau destul să spunem, încărcătură. Aș dori puțin să insistăm la spitalul militar, deci doriți să... Nu spitalul militar, spitalul CFR. Nu, spitalul CFR. Spitalul CFR, dorim să-l preluăm. Să-l preluați dumneavoastră și să-l... Această dorință ne-am exprimat-o la nivelul guvernului, nu doar Clujul, sunt
mai multe UMF-uri din țară care doresc preluarea spitalului CFR. Ne-am exprimat și planul de strategic de transformare și de dezvoltare al acestuia. Credem că merită orașul nostru să ne implicăm și să avem un spital universitar performant și acest spital se dorește să intre într-o rețea spitalelor universitare pe care să o facem la nivelul țării și care să fie adevărat pol de excelență, deci centre terțiare unde să se rezolve cele mai complicate cazuri. Vă dorim un succes, vă mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Toate cele bune tuturor, la revedere! La revedere!